Ciao, Flo. Ciao. Ia, spune-ne cum te-ai simțit tu la Neratlan. Foarte, foarte bine. Mi-a plăcut tot. Și nu numai ca și organizator și ca participant. Mi-au plăcut toate activitățile. Am așteptat să fac fiecare activitate. Clar, la Night Eve am avut un moment super tare când am stins toți luminile și ne-am uitat la cer. Chiar un moment de calitate care... Romantic, la care dacă vedeți pe spate... Care m-a fascinat foarte mult. Așa. După aia restul, toate activitățile, biking-ul a fost super, super fain. Mi-a plăcut să fac downhill și... Sper să nu fi stricat frânele foarte mult. Da. Așa? După aia raftingul. Îmi place de fiecare dată să fac cheile pentru peisaj. E super fain. Aș vrea cumva să putem să scurtăm tura de rafting. Așa? Și rapel și tiroliană sunt niște senzații interesante, care merită cu adevărat trăite. Și altceva, ce întrebare? Dacă ai cumva niște sfaturi pentru Flo, pentru îmbunătățiri. Să nu mai uit cheile, să fiu mai atent. Și aș vrea să pornim mai de dimineață, nu știu cum să mai ales la... Tot la toate activitățile, să pornim mai de dimineață, să fim toată ziua... Mai bine așa, nu? Mai de dimineață. Da. Mm-hmm. Și unde e chestia aia cu pierdutul cascadelor? Super, pe ziua de astăzi, de duminică, dacă ai face niște schimbări de program, ce ai face? Tot asta, știi că amândoi ne-am tot gândit la o chestie, să facem ceva în timp ce se face tiroleană și rapel, dar încă n-am găsit o soluție. Concretă. Ne mai gândim. Poate chiar cu bărcile să te mai plimbi pe acolo. Aia a fost chiar interesant că trebuie să facem pe barcagii. Poate o soluție, nu știu. Să ne gândim la ea. Cam okay. Atât. Bine. Nota 10 la Neratlon. Vezi cum aplaudă. Deci. Auzi. Nu, pe aia vreau să zic să s-a dat, s-a dat și...